Ora 11:30, 29 mai 1953, Everestul este culcat la pământ. Bun găsit din nou, dragi prieteni, la pastiluța noastră de sport. Am povestit în episodul anterior despre încercările de cucerire ale Everestului, cel mai înalt munte din lume, 8848 de metri, și de perioada dintre cele două războaie mondiale, dar și imediat după cea de-a doua mare conflagrație a omenirii, 1921-1953, când mai multe expediții, cea mai mare parte dintre ele formate din alpiniști din Marea Britanie, Lay Britannic, încearcă să cucerească Everestul. Din păcate, pierderi de vieți omenești, nu se poate realiza această cucerire. În mai 1953, de fapt mult mai înainte, se pleacă în expediția aceea. Am vorbit noi, ca să nu vă mai plictisesc, despre faptul că pe finalul lunii mai 1953, un duet format din Bourdillon și din Evans urmează să urce pe Everest. Li se termină butelia de oxigen cu 100 de metri înainte și sunt nevoiți să coboare. Suntem pe 29 mai 1953. Avem una bucată șerpaș, Tenzing Norgay, extrem, extrem de important în desfășurarea acestei expediții, participant la ascensiunile din 1935, din 1936 și din 1938, toate din păcate, logic, fără succes. Omul are 40 de ani, nu râdeți vă rog frumos, nu îi se cunoaște data nașterii, pentru că în acel moment la șerpașii nepalezi așa era povestea. Decide ca după această cucerire a Everestului data lui de naștere să fie considerată 29 mai, foarte frumos, însă nu se știe anul. Ceea ce știm este că are aproape 40 de ani plus sau minus din spusele lui, moment în care își dă seama că vrea să cucerească Everestul, pentru că a avut acele expediții despre care vă vorbeam, 35, 36 și 38, nereușite. Pion principal, element principal, pentru că este un tip extrem, extrem, extrem de organizat. Nu numai că îi se dă șefia hamalilor, sunt 350 de hamali, dar el este cel care se ocupă concret de organizarea pe harnașamente a echipamentelor. S-a plecat din Londra cu 13 tone de echipament, acolo era clar că nu se putea urca cu atât, și atunci el este cel care împarte efectiv fiecărui hamal, fiecărui șerpaș nepalez, această cantitate uriașă la 350 de cărăuși. Bun. De cealaltă parte îl avem pe Edmund Hillary, așa cum am spus în episodul anterior, un tip neozelandez din Noua Zeelandă, a ajuns la 33 de ani, avea să declare puțin mai târziu niște interviuri că era vârsta lui Isus. De aici faceți dumneavoastră legătura. Tenzing Norgay, șerpaș nepalez, neozelandezul Edmund Hillary, se găsesc la ora 6 și ceva dimineața, pe 29 mai, în fața cuceririi Everestului. Orele astrale ale omenirii, așa cum spunea în faimoasa sa carte Stefan Zweig, ajung acolo și își dau seama, acolo însemnând mai aveau puțin, și își dau seama că un adaptor de la una dintre butelile de oxigen nu mai funcționează. Am povestit că cu câteva zile înainte, Bourdillon și Evans nu reușiseră tot din cauza unei probleme la butelii, pe atunci nu se urca fără oxigen suplimentar, și ei spun nu, hai să încercăm să o reparăm din semne, cum or fi vorbit ei, trebuie să urcăm până acolo. Dragi prieteni, la 11:30, pe 29 mai 1953, acum 70 de ani, primii doi oameni pun pasul pe vârful Everest la 8848 de metri. Neozeelandezul Edmund Hillary și șerpașul Tenzing Norgay. Numai că în momentul în care ajung acolo sus, ei aveau o cameră foto cu ei, 1953, își dau seama că Edmund Hillary nu îl învățase de jos, de la tabăra bază, pe șerpașul nepalez cum să fotografieze. Și atunci, de aia ceea ce vedeți voi, prima fotografie cu un om pe vârful Everest este cea a șerpașului Tenzing Norgay, pentru că este făcută de Edmund Hillary, cel care se pricepea. Nu mă întrebați de ce era așa de complicat, omul nu știa, nu se putea sta nici mult acolo. Au staționat undeva la vreo 10 minute acolo sus, moment în care au spus că au început să li se facă rău, unchiule, haide să coborâm. Suntem pe 29 mai 1953 la Londra. Vestea ajunge pe 2 iunie 1953, când este ziua încoronării reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Deci băieții lucrau la PR încă de pe atunci. Tăticule, cucerim, până ajunge vestea acolo, hop, ce să vezi, exact în ziua încoronării. Normal, Edmund Hillary, așa cum vă spuneam, devine Sir. Ceea ce este interesant este că șerpașul a fost întrebat după aia, șerpașul, bun, probleme cu camera de pozat și așa mai departe, ce ai simțit când ai ajuns acolo? Și a zis așa, mi-a plăcut enorm. Și am fost cutremurat de faptul că în stânga mea am văzut mănăstirea Tengboche din Nepal, iar în dreapta mănăstirea Rongbuk din
Tibet. Asta l-a interesat pe șerpaș. Avea să urce de mult mai multe ori până atunci. Edmund Hillary devenea săr și practic povestea se termina aici. Ei aveau să rămână prieteni, ajungea pe bagnotele de dolari canadieni, de neozeelandezi, ce au ei pe acolo, pe lirele sterline și așa mai departe, era un săr și povestea lor practic se termina în sensul că aveau să se mai reîntâlnească și peste 10 ani, dar nu mai urcau împreună. Continuăm puțin, pentru că zic eu că este interesant, primii doi europeni, pentru că e un neozeelandez și un asiatic cei care urcă, sunt doi elvețieni care urcă pe 23 mai 1956, așadar europenilor le mai ia încă 3 ani de zile ca să urce concret pe Everest. Apoi Junko Tabei, japoneză de origine, este prima femeie care prin 1975, n-aș vrea să greșesc, este cea care escaladează Everestul. Iar pentru noi, pentru că contează și acest lucru, 17 mai 1995, Ticu Lăcătușu este primul român care suie pe Everest. Așa cum spuneam în episodul anterior, sunt 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, cele mai înalte din lume, doar 3 oameni în istoria omenirii. Știu, am venit cu multă informație, dar zic că e bine de ținut minte, sunt doar 3 ființe, 3 suflete, 3 oameni care au reușit să cucerească toți cei 14.800, 3 persoane. Închidem nu înainte de a spune și de a vă mulțumi, bineînțeles, că în momentul în care a ajuns în tabăra bază, unde se afla George Lowe, un alpinist senzațional, un cuceritor de excepție, dar care n-a avut șansa de a fi primul pe Everest, Sir Edmund Hillary i-a spus doar atât: George, am doborât bastardul la podea. Dragi prieteni, mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Nu uitați că vă întrebi cineva pe stradă: băi, când s-a cucerit, băi, Everest? Băi, am văzut la aia la casa, parul ăla nebunul ăla de oprișan, 29 mai, nu mai ține minte exact, dar astăzi vreo 70 de ani, 53 sau pe acolo. Ideea e că după cel de-al doilea război mondial, bastardul, glumim desigur, și așa sunt spusele lui Edmund Hillary, a fost doborât, a fost culcat la pământ. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, numai bine, la revedere!